Nu. Proasta guvernare pe care cine o evaluează? Consiliul de stat, XAT-ul. Da. Asta ce înseamnă? Acest organism va fi în situația să schimbe un guvern? Da, va putea să ceară guvernul. Pentru că nu a guvernat și bine. Și un element care putea să stârnească confuzie, semnal este această campanie, văd că acum, în seara aceasta, a luat amploare în legătură cu alegerile anticipate. Deci, s-au instalat... Haideți să le luăm pe rând. Păi nu, dar eu spun că asta e un semnal. Dacă sunt alegeri anticipate în septembrie... Dar n-ar fi nicio nenorocire. Dar nu neapărat susținută de președinte. Nu, dar și de la guvern. Deci ei s-au instalat la guvernare și poporul român constată că fără să fie o mare problemă, spune, doamne, noi ne-am instalat în casă, deja am făcut masă, pat, dar noi vom pleca pentru că trebuie să mai obținem încă o cameră. Adică iar este un semnal pe care poporul român sau opinia publică spune, doamne, dar încotro mergem noi dacă tot sunt alegeri anticipate în septembrie. Mai ales în situația în care de două luni se guvernează mai puțin decât se vorbește despre alegeri anticipate. Se vorbește mai mult despre Uniunea Europeană decât se face de fapt în realitate. Sau se călătorește anticipate. Mai mult în răsărit sau deasupra Mării Negre decât se face în mod concret ceva în direcția Uniunii Europene. Aici sunt despre probleme. Guvernare, nu ne-a spus nimic despre cele două luni de guvernare. V-ați referit la alegerea anticipată, la ce face? Este normal, pentru că sentimentul opiniei publice de ceva în neregulă, de o mașinărie care nu funcționează, pentru că există un guvern la Cotroceni, e clar, și se întărește prin această decizie axat, există puncte de vedere diferite și fiecare ministru care a venit, în loc să înceapă să muncească, și-a propus să facă o revoluție. Fiecare a venit cu niște idei din acestea, de la ideea domnului Flutur de a aduce pe moșii în roată acolo să conducă destinul agriculturii. Deci, nici aici nu e un semnal. Deci, încerc să-i explic opinia publică. Nici aici nu e un semnal clar ce vrea guvernul de la țara. Domnule Popescu. Așa cum spuneam și în Observator astăzi. Repetați că nu n-am... Așa cum spunea și domnul Cristoiu Adinauri, eu cred că principala cauză a decredibilizării, a fragilizării acestui guvern este repetarea de către domnul Traian Băsescu cu obstinație încă înainte de a câștiga alegerile prezidențiale a expresiei alegeri anticipate. Odată la 7-8-10 zile domnul Traian Băsescu repetă alegeri anticipate. În aceste condiții, guvernul automat este decredibilizat. Lumea îl percepe ca pe ăștia sunt ăia care o să stea căcioara în par și vin în pahar. Prin urmare, nu au în fața opiniei publice, chiar dacă nu au făcut numai lucruri rele, de pildă domnul Flutur de care vorbea domnul Cristoiu, mie mi se pare un cei mai buni miniștri din acest guvern. Și mai serioși. Cu țăranului cu tot. Cu țăranului cu tot. Da. Deci poate tocmai Flutur chiar încearcă să facă niște lucruri. Blaga, de asemenea, la interne, încearcă să miște în mod real, fără gălăgie. Nu știu dacă observați un lucru. Domnul Flutur și domnul Blaga n-au apărut pe ecrane. Nu sunt deloc mediatizați. Nu sunt pe sticlă. În schimb, sunt mediatizați alți domni din guvern în mod invers proporțional cu activitatea pe care o au. Așa. Apoi, măsurile care s-au luat... vreau să mai fac și o observație acolo la proasta guvernare trecută printre pericolele la siguranță națională asupra cărora decide XAT-ul. Păi în XAT sunt niște miniștri de la guvern. Chiar domnul Băsescu a cerut să fie mai mulți. Deci acei miniștri, nu toți din guvern, vor decide asupra propriilor activități. Deci e un nonsens perfect chestia asta. Este chiar o idioție. Cum să decidă aceiași oameni asupra propriei activități? Că e proastă guvernare. Nici nu știu cine a inventat lucrul ăsta și l-a pus acolo. Apoi, această chestiune care afectează foarte mult percepția publică acum cu cota unică de impozitare. Deci lumea a crezut că prin această cotă unică cu adevărat vor avea de câștigat niște oameni și că nu va avea de pierdut nimeni. Mulți au crezut lucrul ăsta. E bine, iată acum că a venit acest val de impozite în compensația cotei unice de impozitare care a lovit exact categorii, în primul rând, categoriile votante ale alianței. E adevărat. Adică, profesori, doctori,
Și cei care joacă la bursă nu înseamnă niște mari broker, niște mari milionari. Nu, domne, sunt destui oameni în țara asta, nu sunt bogați, care pun și ei niște bani într-un fond mutual, într-o bursă, într-un SIF, în ceva, câștigă ceva. Și când aud explicația asta, nu sunt prea mulți în comparație cu ceilalți. Incredibilă explicație. Un democrat, un capitalist și un liberal nu judecă așa. Aceștia sunt multiplicatorii capitalismului. Și ai dezvoltării. Nu avem o țară de 22 de milioane de oameni de jucători la bursă. Iar domnul Tărician a spus că suntem o țară de belfă care joacă la bursă. Păi nu se poate. Iar belfăriști au votat Alianța Da. Și mai un lucru foarte important aici. Iertați-mă că vă întrerup doar o secundă. Și anume că nu s-a spus nimic în momentul în care s-au făcut promisiuni în campanie electorală în legătură cu cota unică de impozitare de aceste noi taxe și impozite. Eu fiind pentru cota unică în continuare. Și eu la fel. Nu aia de 16%, ci de 19%, ridicată, cum spuneam, dar pentru, pentru cota unică de impozitare. Și o altă cauză. Am avut emisiune aici. Sigur că și nu te-a putut de zile. Da. O altă cauză este orizontul de așteptare creat în special de domnul Băsescu în legătură cu problema corupției. Și cu alte probleme. Deci domnul Băsescu în stilul ăsta al lui... Domnul Băsescu a câștigat alegerile și generale și prezidențiale. Deci domnul Băsescu a reușit să păcălească populația mai bine decât PSD-ul și decât Adrian Năstase. A fost un concurs de păcăleli în această campanie. Cine reușește să joace teatru mai bine? Și domnul Băsescu a jucat mai bine teatru. Asta e tot. După părerea mea. Am spus-o și în campanie. Deci a jucat un teatru ieftin care a prins la populație. Ăștilanții au fost mai puțin talentați. Toată lumea urmărea să păcălească populația. Deci când domnul Băsescu vine și îi spune la țepe în Piața Victoriei, atunci toată lumea se așteaptă că, domne, după ce au câștigat ăștia, sunt arestați în masă toți hoții de la PSD și ea mai departe, legați de PSD, banul vine în buzunarul public în timp record și trăim bine, cum spune domnul Băsescu. E, niște lucruri se întâmplă, asta este culmea, că guvernul ăsta chiar face niște treburi. De pildă, a tăiat niște datornici mari de la buget, i-a deconectat, i-a tăiat și îi pune să plătească cu rezultate. Iată, o echipă de fotbal, cluburi, care nu plătiseră de nu știu când, își plătește CAS-ul, tot felul de restanțieri pe la Avas și așa mai departe, au venit băieții cu sacoșica și plătesc. Deci, și în justiție. Și în justiție. Poftiți? Și în justiție se întâmplă niște lucruri. Deci se mai fac niște treburi. Problema este că orizontul de așteptare al populației, așa cum a fost construit de hărăișau ăsta, de heirupul ăsta din campania electorală, este greșit. Populația trebuie să se aștepte la această muncă dură de zi cu zi, de a lupta cu de uzură, nu la niște minuni care se întâmple peste noapte. N-aș trage concluzii încă în legătură cu Traian Băsescu, pentru că, de fapt, ceea ce i-aș reproșa eu este fuga înainte, voluntarismul. Activismul, acționismul. Este un om care face foarte multe lucruri într-un timp scurt, călătorind în străinătate, face așa justiției, uneori mai mult decât este cazul, dă termene. Mă rog, e un om care a început să-și aplice programul electoral și promisiunile. Că nu putem trage concluzii legate de nesinceritatea lui din timpul campaniei, care acum s-ar dezvălui în ceea ce nu face. Dimpotrivă, face prea multe. Domnul spunea că un efect al acestei scăderi în sondaje, dacă vreți, este ceea ce a făcut domnul Traian Băsescu. Cauză. O cauză, una dintre cauze. Nu, vedeți că Traian Băsescu nu scade. Păi nu scade el, că nici Garcea nu scade de la vacanța mare. Domnul Băsescu vrea să-l joace pe Băsescu jucat de Garcea mai bine decât Garcea. Asta e problema. Dânsul vrea să facă prestație show. Nimic altceva. Nu se poate, domnule. Deci, vreau să spun o întrebare simplă. La câte credeți, tehnic vorbind, din ultimele ziceri ale domnului Băsescu în materie de politică externă, chestii grele, unde, domnule, cam tremură vocea când vorbești de Uniunea Europeană, de aia, de NATO, de mers în Iran sau mai departe, la câte din astea credeți că s-a consultat cu cineva domnul Băsescu? Deci, declarații făcute on the spot, cum se spune în engleză, pe loc. Spune Marcus Ferber de la nemții, de la conservatorii germani ce spune, în Parlamentul European ce spune, și la o oră după aia, la două, nu, în ziua, noi am aflat de la adevărul de chestia asta, am fost primii între altele care am dat-o în presă,
Și domnul Băsescu vine pe televizor imediat și spune: domnule, eu sunt cel mai puternic politician din România. Cum vorbește domnul? Cine? La un politician oarecare? Nu ține seama guvernul României de el, domn. Eu întreb atâta, cu cine